Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta suntem pe FIFA Mobile. A venit un event foarte nou, Team of the Season, eventul celor de la EA, un event foarte, foarte mare. O să jucăm și noi câteva skill game-uri aici, forță, la noul event, băieți. Noul event! Rupem tot, spargem cash-ul, cum v-am obișnuit. Așa îmi place mie, așa vă place și ție. Now. Hai să dăm frumos aici, shoot. Da, știu că pare ciudat că l-avem pe Hudnet Lara acolo, dar credeți-mă, îl vom schimba noi. În ceva mai bun, desigur. Sau poate mai prost, nu știu exact. Ne dă puncte de astea. Ah, deci trebuie câte să facem, să spendăm 100 și ne dau 100 de puncte alea de aia. Înțeleg un fel. Cred că eventul ăsta va fi un event mișto. Nu știu ce părere. O să luăm foarte mult trebuie să îngrești echipa. Adică nu va fi chiar așa rău. Hai să se încarcă sau nu se încarcă. Sper să se încarce, băieți. Am COVID. Hai că am COVID, dacă e. Băi, mi s-a băgat ceva în gât. Hai mă, mergi, te rog eu. Mergi, hai, te rog. Mi s-a blocat, ciudat. Ciudat rău. Ha, gata. Ce-a revenit, băiți? E bine? Hai, Jovic, se duce Jovic. Se duce Jovic. Jovic. Jovic se duce pinie Jovic în rasa ta Jovic. Se duce Jovic. Uite ce se duce Jovic. Și am luat bine cash-ul ăla. Yeah, boys. Continue. Daily warm-up complete. Ia să vedem ce am mai făcut aici, ceva daily, nu știu. Oare avem misiune aici? Nu știu. Ah, da, avem misiune. Interesant. Asta e pentru PES. Oh my goodness. Ok. Vedem, facem și skill gamuțul ăsta. Forță așa din inimioară așa. Forță. Hai că se oprește acum, bine, să știe cu forții, cu tot ce vrea, inimii arată. Forță, hai să dăm. O luăm și pe ăsta, hai mă, hai. Hai că se poate, băieți. Bun, s-a pus și ăsta, hai să dăm, o dăm sau nu o dăm? O dăm normal, frumos, așa, elegant. O dăm așa, frumos. Forță. Bun. Come on, că se poate. Se poate, băieți. Of. Bun și așa, băieți. Bun și așa. Mamă, trebuie să fac 300 de chite. Wow, come on. Nu știu ce face asta. What? Community special? Băi, plin eventul ăsta, mă, pe bune, zic. Ești cu... Și avem și ăsta, am înțeles, cam greu, dar... Wow, jucător aici. Chiar bun jucătorul ăsta, adică nu mă înșel. Băi, meciurile astea sunt voile inimele. Community camp. Și cu ăsta îl luăm de aici, nu? Am înțeles. Cam ciudat, cam greu și cam greu. Și astea-s tot ca ala. Am înțeles, deci, bă, pentru mine foarte noi chestiile astea. Deci, două într-unul, ce-ai leu. E ok. Revise, ne-am ce mai e pe aici. Uite, putem da burchei, să avem 25 de puncte. Am înțeles. Avem doar 25 de puncte de astea, da? Trebuie să facem 100 ca să putem da la pre-rege. Sau să cumpărăm eventual cu 1000 de puncte, 1250. Înțeles. Ah, ce va fi, am înțeles. Astea-s future. Am înțeles.
Deci ăștia vor fi următorii. Ăștia deocamdată și înțeleg. Acum înțeleg. Hai să intrăm, stai că am ieșit din greșeală. Intrăm din nou, acum am înțeles și eu. Community, ia. Da, și aici punctele astea. Ok, oh, player. Interesting. Interesting, astea putem da așa, adică băieți, ce poate fi folositor așa, deci ce poate, deci nu e așa grav, băieți. Te faci și noi asta forță, așa, 3 playere de 70 plus, poate unul de 80. Se ascunde prin aia pe acolo. Se, oh, Darman, ok, ok. Ok. Interest. Ok. Nu știu ce fac cu astea, dar na. Community spend, uite, bă, frate, mă arăt asta. Carlos Alberto, frate. Sau Overmars. Wow, ce jucători aici. Ce jucători. Future nu merge. Am înțeles, deocamdată, na, nu prea știu că eventul ăsta sunt paralel, mă înțelegi? Ce nu ce să nu văd ce cursul să zice. Sunt paralel cu eventul ăsta, n-am, paralel, ce să... Nu mai zic nimic. Ok, da. Hai să mai jucăm, dar nu știu, nu prea știu cum se face, dar... Ar o să mai dăm aici meciuri. E ok. Da, ok. Să știm și noi câteva indicații, dar e... E ok. Da, e ok. I don't know. E ciudat. 16 din 100. E puțin. Da. Pe shop, zi de pe shop. Larson a apărut. Și ăsta de aici. Tot unul dintre ăștia, am înțeles. Deci, da. Și aici abonesc alt. Tot așa, am înțeles. Mai mister. Ok. Oh, nu pistor. Mai este un star pass acolo. Un star pass aici care ține toate zilele. Ok. Da, și dacă faci 100, îți dă 20.000 de bănuți. Și avem și, desigur, Community Pass. Asta putea joc și acum, adică nu e așa rău. Da. Nu e așa rău, nu e chiar așa rău. Și interesant dacă joci toate meciurile astea. Și la ultimul îți dă și un Apple. Jucător îți dă. Interesant. Da, pe ăsta l-aș vinde, îți dai seama, băieți, cu niște bani grei, adică, na, valori. Ultimul care, 78, dar asta e simple, mă. 65, 45, 65, 15, am înțeles. Primul este pe 45 ne dă. Poate să ne dea, adică poate să ne dea și momentul 100. Mulți bani și multă valoare văd pe aici. Tot e pass. Am înțeles. Interest. Ok. Și pe la Aeron. Interesant ăsta, să-l facă, facem un vinde, mă-ți dai seama. Se poate vinde? Înțeles, da. Bun, băieți, un event foarte șmecher. Adică un event foarte, foarte șmecher. De ce mai este și la Team of the Week aici? De ce player mai sunt? Oh, paie! Interesting. Și e Striker. Wow, Striker nu l-am ciudat. Paie. Și cu Kimbembe. Interesting. Și cu Sinzuk. Dubravka. Oscares. Ilmaz. Klassen. The Power, wow, carte 28 de Power. Ok. Și Morilio.
Evans, ca de obicei, ne zic tot, deci cu Hector. Da. Yep. Bă, băieți, cam atât ar fi cu acest episod. Am fost Marius Sica. Și ne revedem data viitoare. Eu vă pup și vă iubesc. Ciao! Abonați-vă, dați un mare like-anos și vă iubesc. Pup!